noi la aceste activități organizate și desfășurate în seria manifestărilor dedicate Zilei Eroilor. Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat! Programul ceremoniei oficiale de astăzi cuprinde întâmpinarea persoanelor oficiale, intonarea imnului național al României de către muzica militară a garnizoanei Bacău, oficierea serviciului religios, alocuțiunii privind însemnătatea evenimentului și depunerea coroanelor și jerbelor de flori. Vă rugăm ca pe timpul desfășurării activității să aveți o comportare decentă, iar în momentul bărbații să se descopere, iar întreaga asistență să mâna dreaptă în dreptul inimii. Vă mulțumim, în câteva momente va avea loc întâmpinarea persoanelor oficiale. Încă o dată vă mulțumim. Onorată asistență, are loc întâmpinarea persoanelor oficiale. Primarul municipiului Ionești, Victor Laurențiu Neghină, prefectul județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel, președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, deputatul Cristian Echim, reprezentantul Parlamentului României, Gelu Panfil, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău și Adrian Jilcu, viceprimarul municipiului Onești. Intonează imnul național. Urmează ceremonialul religios, slujbă de pomenire a eroilor neamului și făuritorilor Marii Uniri, oficiată de către un sobor de preoți din protopopiatul Onești. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i predânși într-o viață cea de veci fericită, care este gătită la Tine, iubitorule de oameni. Odihnă-Te, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și binecuvântată, Fecioară, care ai născut vre Dumnezeu mai presus de tine, prea se la roagă să odihnească și să mântuiască sufletele robilor tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, noi ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Toate timpurile, din toate locurile care s-au jertit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitate poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor în drept, odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția celui și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și atot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai dăruit viața lumii tale însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tu ești în viață. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Dumnezeul puterilor și cel al Tău stăpânitor, care cu brațul Tău zdrobești războaie și aduci pace pe pământ, cel ce prin negreita întruparea preiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, care a pătimit, s-a îngropat și a treia zi a înviat, ne-a arătat că totdeauna jertfa nobilă este urmată de victorie. Iar după moarte martirică vine învierea, ascultându-ne în ceasul acesta când face pomenire pentru toți eroii neamului căzuți la datorie pentru credință, neam și țară. Cunoscând, Doamne, iubirea Ta de oameni și nemăsurata Ta putere, pe Tine te rugăm, cu smerenie, să păzești poporul nostru de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, conducându-l din victorie în victorie, așa cum urcă din slavă în slavă prietenii și casnicii Tăi. Pomenește, Doamne, sufletele celor ce s-au jertfit într-o luptă cea dreaptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, și așează în corturile aleșilor Tăi, căci sângele lor au udat arborele libertății noastre, iar osemintele lor străjuiesc cotarele patriei străbune. Și dacă acești bravi roi pe pământ au format elita oștirii, avem credința că în cer Tu, Dumnezeule, îi vei așeza în ceata martirilor.
De vreme ce aceștia lupta cea bună a luptat, căzând la datorie, Tu, dreptul judecător, rânduiește-ne cu luna dreptății, iar nouă, care prin jertfa lor trăim liberi, dăruiește-ne, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu, ieșit din jertfa lor precum și curajul de a-i imita. Din înălțimea locașului Tău cel Sfânt, trimite binecuvântarea Ta asupra celor care ne conduc și apără demnitatea, credința și sfintele predanii ale poporului nostru binecredincios. Ocrotește armata țării noastre, întărește brațul comandanților ei, iar prin rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, și mijlocirile sfinților bunilor, biruitorilor mucenici, ale sfinților cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, cu rugăciunile binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, și ale tuturor sfinților români, călăuzește-ne pe toți pe calea mântuirii, că Tu ești Domnul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună cu Tatăl Tău cel fără de început și cu preaslăvitul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că Tu ești învierea, viața și odihna sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dihnește, Hristoase, sufletele adormiților Că Doamne veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Sfântă lor, Doamne veșnică pomenire, veșnică Fă-l-or, Doamne, veșnică pomenire, Hristos în viat din mort, cu moartea rei moarte, cântă și celor din morminte, viață Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înălțat. Iubiți oleșteni, comemorarea eroilor neamului de fiecare dată este prilej de aducere aminte cu respect și recunoștință de sacrificiul soldatului român, împlinit în lupta pentru libertatea, demnitate și independența națională. Ostașii români au luptat pentru valorile noastre fundamentale
și au pus în pericol viața pentru ca noi să putem trăi în pace și prosperitate, bucurându-ne de moștenirea spirituală pe care ne-au lăsat-o ca testament. Comemorăm anul acesta, 2023, centenarul eroului necunoscut. Eroii sunt modele de devotament și sacrificiu, sunt pilonii pe care se clădesc demnitatea și identitatea națiunii române. Este datoria noastră de români și de creștini să ne amintim mereu de acești eroi și să-i onorăm prin angajamentul nostru de a ne apăra valorile fundamentale naționale și să le transmitem actele de vitejie mai departe, pentru ca generațiile următoare să înțeleagă importanța sacrificiului lor pentru viață. Doar astfel vom fi demni de sacrificiul lor și vom păstra neuitate valorile pentru care aceștia au luptat și au murit. În acest moment solemn de sărbătoare națională, ne exprimăm recunoștința și admirația pentru eroii români, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în toate locurile și în toate timpurile, pentru libertatea și demnitatea națională, pentru că ei sunt simboluri ale curajului, credinței, devotamentului și patriotismului acestui neam binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu să încununeze jertfa eroilor neamului și să primească rugăciunea noastră la altarul Preasfintei Treimi. Am adresat domniilor voastre cuvântul în al Preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Totodată vă salutăm pe toți cei prezenți, în primul rând pe tinerii, strănepoții, nepoții și fiii eroilor neamului nostru, peste care noi, iată astăzi, așezăm inimile noastre și rugăciunea noastră. Salutăm încă o dată bună organizarea domnului primar, salutăm pe domnul președinte Ivancea al Consiliului Județean și domnul prefect. Mulțumindu-vă tuturor pentru faptul că omagiem eroii neamului nostru românesc, ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze țara cu aceeași jertfă și dragoste pe care eroii noștri au arătat-o acum 100 de ani și în fiecare moment pe care istoria îl comemorează. Hristos a înălțat! Amin! Mulțumim părintelui protopop Ioan Bârgăoanu. Urmează alocuțiunii privind însemnătatea evenimentului de astăzi. Îl invit la pupitru pe domnul Lucian Bogdanel, prefectul județului Bacău. Hristos a înălțat! Onorat auditoriu, distinși oaspeți, dragi și preacucernici părinți, într-o lume copleșită de egoism și dezbinare, eroii neamului, prin exemplul jertfelor de sine, ne strâng la oaltă, ne aduc împreună sub moșteria unei memorii comune care a traversat timpul până la noi, luând chipul identității noastre naționale. Grație lor, suntem ceea ce suntem. Români în România. Într-o lume în care tot mai mulți par să fi rătăcit drumul cel drept, eroii sunt farul călăuzitor ce luminează negura și la care privim pentru a avea un reper salvator. Poate că în prezentul în care trăim, evenimentele se succed cu repeziciune, dar memoria sacrificiului lor trebuie să dăinuie și să rămână de neclintit. Cum? Prin chiar modul în care îi cinstim și îi comemorăm astăzi, în zi de mare sărbătoare creștină, înălțarea Domnului. Dar devotamentul lor, atașamentul lor față de valorile autentice, nu trebuie să rămână doar în amintirea noastră și doar atunci când îi evocăm pe eroi. Ele trebuie să reprezinte modele de conduită transpuse în viețile noastre. Le regăsim bunăoară în exemplu pompierului care se aruncă în flăcări pentru a salva semenii, al militarului care pleacă în misiune călăuzit de sentimentul datoriei ce trebuie împlinite fără jumătăți de măsură,
al aviatorului care se ridică în zbor pentru a menține liber cerul patriei, al polițistului sau jandarmului care veghează la siguranța și ordinea din comunitățile noastre. De ziua lor, conștientizăm cu modestie că este foarte dificil, dacă nu imposibil, să ne ridicăm la înălțimea exemplului de dăruire de sine oferit de eroi. Dar putem măcar încerca. Putem fi mai buni, mai empatici, mai atenți la nevoile și încercările semenilor, putem servi cauzelor sociale, întinzând o nesperată mână de ajutor, oricând împrejurarea o cere. Într-un cuvânt, putem fi aproape unii de alții, împreună la greu. Acesta este, de fapt, exemplul prețios pe care eroii neamului, deși nu mai sunt fizic între noi, ni-l oferă zi de zi și pentru care, pe bună dreptate, îi considerăm adevărate modele de viață. Dumnezeu să-i odihnească în lumina sa eternă. Mulțumim domnului Lucian Bogdanel, prefectul județului Bacău. Urmează deputatul Cristian Ichim, Parlamentul României. Domnule primar, stimați invitați, dragi oneșteni, celebrăm astăzi comemorarea eroilor patriei noastre, care cu tărie și determinare și-au dat viața ca noi astăzi să fim împreună, să avem un stat puternic, un stat care și-a demonstrat valoarea în cadrul Uniunii Europene, dar și în NATO. Suntem un stat stabil pentru că sacrificiul eroilor, înaintașilor noștri, ne-a dus aici. Și să nu uităm un lucru. Pentru a ajunge aici și a avea aceste rezultate, pentru ca noi astăzi să avem liniște, să ne putem bucura de familiile noastre, ei și-au dat viața. Și-au dat viața și trebuie să rămână un exemplu și pentru ziua de astăzi și pentru tineretul care va urma. Cimitirile din județul Bacău sunt martore a istoriei noastre. Și în marea majoritate găsim eroi. Eroi, cărora trebuie să le oferim cinstea cuvenită, pentru că fără dânsii, fără sacrificiul lor, fără lupta lor atât pe front cât și în spatele frontului, nu am fi fost astăzi aici. Doar uniți putem rezista și trebuie să demonstrăm și de acum încolo că merităm sacrificiul eroilor noștri. Cinste eroilor români. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat. Îl invit la microfon pe domnul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău. Bună ziua și Hristos s-a înălțat! Onorată audiență, domnule primar, domnule prefect, domnule deputat, domnule consilier județean, onorate fețe bisericești, stimați cetățeni! În 1920, pentru prima dată, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca sărbătoarea Înălțarea Domnului să fie numită în același timp și Ziua Eroilor, adică sărbătoare națională bisericească. Sunt peste 100 de ani de când se transmite din generație în generație cultul eroilor, pomenirea celor care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei. Acest fapt confirmă că nu am fi nimic fără trecut și eu nu am avea viitor dacă nu am imprima copiilor și tinerilor respectul față de înaintași. Poate nu gândim acum la fel cum s-a gândit acum ceva timp în urmă, în timpul războaielor purtate de către patrioții noștri, dar cred că un mod de a-i cinsti cu adevărat nu este doar să-i comemorăm o dată pe an, nu este doar prin faptul de a aduce aminte
și prin cuvinte bine alese să scoatem în evidență sacrificiul lor, ci ar trebui să ne gândim zilnic la faptul că pentru a deveni demni pentru copiii noștri, trebuie să devenim modele. Ca să putem deveni modele, trebuie să ne facem treaba așa cum trebuie, cu cinste, cu corectitudine și cu profesionalism, fiecare în locul în care se află. Cred că asta este o modalitate completă de a cinsti pe cei care s-au sacrificat înaintea noastră și de a încerca să devenim modele pentru copiii noștri, în așa fel încât atunci când și noi vom fi înaintași, dânsii să-și amintească cu onoare despre noi. Cinste eroilor români și Hristos s-a înălțat! Mulțumim domnului președinte Valentin Ivancea. Îl invit acum la microfon pe domnul Victor Laurențiu Neghină, primarul municipiului Onești. Domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule deputat, stimați invitați, preacucernici părinți, dragi oneșteni, în primul rând vreau să vă mulțumesc că și astăzi ați ales să fim împreună în acest loc emblematic pentru comunitatea noastră, pentru a-i omagia pe eroii noștri care s-au sacrificat pentru libertatea noastră de astăzi. Faptul că de peste 100 de ani românii sărbătoresc în această zi, ziua eroilor, odată cu înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, este încă o dovadă vie că noi, românii, suntem uniți nu doar de spiritul patriotic, ci și de credință. De asemenea, în fiecare biserică ortodoxă, la Sfânta Liturghie, preoții pomenesc în rugăciune eroii neamului nostru. Și noi astăzi ne înălțăm gândul către ceruri și aducem un pios omagiu eroilor noștri care au luptat și au murit pe câmpurile de luptă, în închisori și lagăre. Ne rugăm pentru sufletul lor să-i odihnească Dumnezeu în pace. Hristos s-a înălțat! Mulțumim domnului primar și celorlalți invitați pentru cuvintele alese, pline de învățăminte și încărcate de emoție, și invităm să ia loc alături de ceilalți invitați, deoarece urmează ceremonialul depunerii de coroane. Stimată asistență, pe acordul imnului eroilor urmează depunerea coroanelor și a gerbelor de flori. Se depune o coroană de flori. Se depune coroană de flori din partea primăriei municipiului Onești. Primar Victor Laurențiu Neghină.
pe bune coroană Parlamentul României, deputat Cristian Ghin.
Partidului Mișcarea Populară. Se pune coroană în lumea salvată România. Se pune coroană de flori Partidul Național Liberal Oneș. Se pune coroană poliția locală a municipiului Oneș. Se pune coroană poliția municipiului Oneș. Se pune coroană inspectorată pentru situații de urgență cu departamentul de pompieri Oneș. Pune coroană Jandarmeria Municipiului Oneș. Se pune coroană Direcția Cultură Oneș, Biblioteca Municipală, Muzeul Municipal de Istorie, Cinematografie, Capitol Oneș. Se pune coroană Direcția Generală de Asistență Socială Oneș. Se pune coroană Domeniul Public și Privat S.A. Oneș. Se pune coroană Spitalul Municipal Oneș. Se pune coroană Tete Raja S.A. Oneș. Se pune coroană Clubul Seniorilor Oneș. Se pune coroană Asociația Pensionarilor Oneș.
se pune coroană colegiului Dimitrie Cantemir Onen. Haideți, vă rog, cu coroana mai în față, că nu vă spun acolo. Se pune coroana școala gimnazială George Călinescu Onen. Se pune coroana școala Ghiță Mocanu Onen. Se pune coroana colegiului Grigore Moisil Onen. Se pune coroana liceul tehnologic Onen. Se pune coroană școala gimnazială Sfântul Voivod Ștefan cel Mare Onești și școala Emilă Racoviță Onești. Pune corona liceul Petru Poni Onești. Pune corona colegiului Petru Poni Asaki Onești. Se pune corană liceul cu program sportiv Nadia Comăneci Onen. Mulțumim de participare tuturor celor prezenți, vă urăm o zi plăcută în continuare. Hristos s-a înălțat! Are loc retragerea persoanelor oficiale.